Vâlcenii ar fi tentat să cumpere un smartphone construit în orașul lor, dar se bucură în special pentru că investiția va crea locuri de muncă. Da, o idee foarte bună. Foarte bună. Ați cumpăra un astfel de telefon? Da, da. Aș cumpăra, pentru că au idei bune și performanțele, cred că sunt din ce în ce mai bune. E un lucru bun, dacă e așa. Dar să nu fie vreo țeapă ceva. Patru tineri din Vâlcea și Gorj au lucrat la proiect mai bine de 4 ani. Cel care a avut ideea a fost Ștefan, cel care a lucrat în domeniul telefoniei mobile în Italia. Pentru început, proiectarea unui smartphone 100% românesc a fost doar un hobby transformat între timp într-o afacere. Ideea a venit în urmă cu 4 ani de zile, dacă nu 5 ani, în momentul în care eram în Italia și lucram pentru compania HP. Am încercat să vin cu un produs total nou pe piață și făcut de români, 100% românesc. Numai că în acel moment finanțele nu m-au ajutat atât de bine ca să pot să dau drumul să demarez un proiect atât de amplu. Tinerii știu că vor avea parte de o mare concurență, dar spun că sunt gata să îi facă față cu... Și asta numai în prima zi. În prima etapă vor fi lansate 3 modele de smartphone-uri. Modelul premium la prețul de 2000 de lei, modelul middle care va putea fi achiziționat pentru 1500 de lei și modelul simple la 1100 de lei. În cazul în care este o problemă tehnică a telefonului, să-l primim... Iar consumatorul va primi pe loc un telefon nou. Primele modele au fost deja testate, iar atelierul de lucru o să fie amplasat în cartierul Copocelu din Râmnicu Vâlcea. Tinerii din Vâlcea și Gorj au proiectat și donat și 3 proteze bionice. Pe viitor își propun un atelier de asamblare de drone.